Sunt Bogdan Antonescu, sunt cercetător în cadrul Departamentului de Teledetecție din INOE 2000, iar în minutele următoare eu și colegii mei vă vom prezenta principalele facilități de cercetare din cadrul departamentului. În spatele meu se află clădirea RADO, ce găzduiește Observatorul de Studii Tridimensionale ale Atmosferei. Unul dintre principalele laboratoare din cadrul acestui observator este cel de studii LIDAR. Bună ziua! Sunt doctor inginer Dragoș Ene și ne aflăm în laboratorul de LIDAR din cadrul Departamentului de Teledetecție al INOE 2000. Teledetecția înseamnă studiul proprietăților atmosferice folosind instrumente de la distanță, mai precis optoelectronice, pentru că ne aflăm în cadrul INOE 2000. Unul din sistemele principale folosite pentru studiul de la distanță al aerosolilor este reprezentat de acest sistem LIDAR. Un sistem LIDAR este constituit din partea de emisie, partea de recepție, un telescop și partea de detecție și achiziție de dat. În cazul de față, emisia este constituită dintr-un laser cu mediu solid neodim IAG, care emite la fundamentala de 1064, precum și primele două armonici. Detecția se realizează la același lungime de undă pentru studiul aerosolilor. Adițional, se înregistrează și pe trei canale Raman, ceea ce ne ajută la studiul vaporilor de apă și a nitrogenului din atmosferă. Acesta este un sistem de cercetare, nu funcționează în regim continuu, ci numai în cadrul unor evenimente extraordinare. Un astfel de eveniment a fost în primăvara acestui an, când la nivel european s-a decis studierea proprietăților atmosferice în timpul lockdown-ului generalizat. INOE a coordonat această campanie. O altă campanie experimentală a fost realizată în vara anului 2019, când împreună cu sistemul LIDAR mobil Raman al Agenției Spațiale Europene am validat produsul Aerosol Layer Height al misiunii satelitare Sentinel-15, studiu ce a fost publicat în vara acestui an în revista Optics Express. Un alt sistem LIDAR pentru studiul aerosolilor, care acum este folosit în special ca material didactic pentru studenții, masteranții sau doctoranții care vor să vină să facă practică și să studieze partea de hardware a sistemelor LIDAR. Un alt sistem LIDAR, DIAL, care este folosit pentru studiul ozonului din troposfera liberă. Ne aflăm la Mars, la Centrul pentru Studiul Atmosferei și Radiației de la Măgurele. Mars conține o serie de laboratoare și grupuri de cercetare, cum ar fi laboratorul de testare și calibrare a sistemelor LIDAR, laboratorul de in situ, grupul de studiu al radiației și grupul de studiu al norilor. În plus față de aceste facilități și laboratoare de cercetare, platformele instalate la Mars ne permit realizarea unor campanii și studii experimentale. Bună ziua, mă numesc Belegante Livio și lucrez în cadrul Departamentului de Teledetecție din INOE. Iar acesta este cel mai nou laborator din cadrul departamentului, laboratorul pentru testarea și calibrarea sistemelor LIDAR, LICAL. Laboratorul face parte din infrastructura ACTRIS, fiind unul dintre laboratoarele principale ale centrului CARS, Center for Aerosol Remote Sensing, una dintre unitățile centrale ale infrastructurii ACTRIS. Laboratorul va furniza servicii unice de caracterizare și intercomparare cu sistemele LIDAR de referință din cadrul întregii infrastructuri. Acest laborator va servi la testarea diferitelor module și componente LIDAR, fiind unul dintre singurele laboratoare ale infrastructurii folosite la caracterizarea sistemelor LIDAR. Prin furnizarea acestor servicii, laboratorul va contribui la asigurarea calității datelor obținute în cadrul infrastructurii. În cadrul laboratorului se vor caracteriza module laser ce sunt parte integrată din sistemele LIDAR, se vor determina diferite proprietăți ale componentelor optice și se va realiza caracterizarea diferitelor filtre interferențiale folosite în sistemele LIDAR. Laboratorul are în dotare mai multe sisteme LIDAR ce vor fi folosite în cadrul campaniilor de intercomparare și validare cu sisteme LIDAR noi introduse în infrastructură.
Laboratorul va folosi unul dintre sistemele LIDAR de referință din ACTRIS, sistemul ALIDAR. Acest sistem prezintă caracteristici unice, precum module de calibrare automată, trei canale pentru determinarea profilelor de polarizare, canale Raman ce pot fi folosite pe timpul zilei și un canal experimental de înaltă rezoluție spectrală. Sistemul este în întregime automat, conceput pentru măsurători în regim continuu. Sunt Luminița Mărmureanu, cercetător în cadrul departamentului de teledetecție și ne aflăm în cadrul laboratorului de măsurători in situ din locația Mars. În cadrul laboratorului de in situ efectuăm măsurători privind poluarea atmosferică la nivelul solului și în special sursele de aerosol secundar sau primar. De ce este foarte importantă această direcție? În primul rând pentru că poluarea atmosferică ne afectează grav sănătatea și în special provocând boli cardiovasculare, respiratorii sau de altă natură. Proprietățile fizice ale aerosolului sunt determinate utilizând spectrometru pentru detectarea și contorizarea particulelor 3082. Acesta are trei componente. Clasificatorul electrostatic, acesta, analizorul mobilității particulelor, acesta, și contorul de particule, acesta. Practic, pentru a determina dimensiunile particulelor, noi folosim o sursă radioactivă, aici, de nichel 63, care ne asigură o distribuție cunoscută a particulelor. Astfel că particulele sunt selectate electrostatic și introduse în contorul de particule, utilizând pentru creșterea acestora și numărarea acestora butanolul. Pe lângă determinarea proprietăților fizice, noi determinăm și compoziția chimică a aerosolului, utilizând analizorul pentru determinarea speciilor chimice, ce se bazează pe spectrometrie de masă. Astfel, obținem în timp real compoziția chimică a aerosolului submicronic, și anume este împărțit pe compuși organici, nitrați, amoniu, sulfați, cloruri. Pentru acei compuși atmosferici, pentru care nu putem să determinăm compoziția utilizând spectrometria de masă, putem să folosim alte metode, așa cum ar fi absorpția, utilizând acest echipament, și anume etalometru, care folosește 7 lungimi de undă pentru a determina absorpția particulelor de pe filtru. Proprietățile fizice și caracteristicile chimice ale aerosolilor sunt foarte importante, deoarece împreună ele pot determina apariția nucleilor de condensare și formarea picăturilor de nori. Cu ajutorul acestui instrument, contorul de nuclei de condensare, noi putem monitoriza practic acești nuclei care se formează din aerosolul atmosferic. Toate aceste instrumente pe care le folosim aici sunt complementare și ne ajută în studiile de poluare, în special în determinarea surselor, așa cum ar fi sursele de aerosol sau de poluare, mai bine zis, de trafic, de arderi de biomasă sau încălzire rezidențială sau transport de lungă distanță. Radiația este o altă componentă importantă în studiile de vreme, climă, studiile ecosistemelor, dar și aplicații ce includ, de exemplu, energiile regenerabile. De aceea este important să avem un sistem performant cu ajutorul căruia să furnizăm măsurători de radiație de bună calitate. Acest sistem are ca scop monitorizarea continuă a ariei de interes și evidențierea modului în care factorii antropici influențează bilanțul radiativ. Datele de observație sunt utilizate pentru compararea cu datele generate de modelele climatice globale pentru dezvoltarea ulterioară a climatologiilor locale și regionale. De asemenea, aceste informații sunt utilizate pentru evaluarea și validarea măsurătorilor realizate de sateliții ce măsoară radiația de la suprafața Pământului. În această idee, la Mars a fost concepută o stație de radiație care încorporează metode de ultimă generație pentru măsurarea atât a radiației solare directe, cât și a radiației difuze. Și deși suntem o stație nouă, am fost acceptați ca și candidați în rețeaua internațională de monitorizare a radiațiilor.
Stația noastră este echipată cu un sun tracker, un dispozitiv de urmărire a soarelui, două piranometre, unul pentru măsurarea radiației de undă scurtă și unul pentru măsurarea radiației difuze, un pir heliometru pentru măsurarea radiației solare directe și un pir geometru pentru radiația de undă lungă. Toți acești senzori sunt proiectați în scopuri științifice și aparțin clasei spectrale A, conform clasificării Organizației Mondiale de Meteorologie. De asemenea, pe lângă aceste echipamente, la Mars vom avea în curând o stație meteo automată pentru măsurarea parametrilor meteo la suprafață. Ne aflăm pe una dintre platformele de cercetare de la Mars. În particular, această platformă găzduiește o parte dintre instrumentele care sunt utilizate în cadrul grupului de nori. În spatele meu observați unul dintre radarele utilizate în cadrul grupului. Este vorba de un radar de nori care funcționează la o frecvență de 35 GHz. Un alt radar utilizat de asemenea în studiul norilor este acesta de aici, care funcționează la o frecvență de 96 GHz. De asemenea, putem studia în detaliu și precipitațiile utilizând un radar care funcționează la o frecvență de 24 GHz. Toate aceste trei instrumente sunt utilizate pentru studiul amănunțit atât a microfizicii norilor, cât și a precipitațiilor. Pentru a înțelege cât mai bine structura microfizică a norilor și dinamica acestora, în cadrul grupului de nori utilizăm nu numai radare, dar și o serie de instrumente complementare. Mă aflu lângă un radiometru care ne permite realizarea unor profile verticale ale temperaturii și umidității. De asemenea, utilizăm un seilometru și un lidar Doppler de vânt. Această întreagă suită de instrumente, utilizate în mod sinergetic, ne-a permis pe de-o parte realizarea unei stații CloudNet, una dintre puținele stații din estul Europei, CloudNet fiind una dintre componentele principale ale ACTRIS, o rețea la nivel european de stații utilizate pentru studiul norilor. De asemenea, suita de instrumente de care am amintit mai devreme a fost utilizată și este în continuare utilizată pentru studiile privind interacțiunea dintre aerosoli, nori și precipitații. Practic, aceste studii sunt o componentă esențială dacă vrem să înțelegem mai bine modul în care schimbările climatice ne afectează viața de zi cu zi și modul în care norii sunt influențați de aerosoli și, de asemenea, modul în care norii influențează bilanțul radiativ al Pământului. Facilitățile de cercetare și instrumentele descrise până acum și existente la Mars sunt utilizate nu numai de cercetători din cadrul departamentului de teledetecție, ele pot fi utilizate de cercetători din întreaga lume și, de asemenea, cercetătorii din Europa sau din afara Europei pot aduce instrumente la Mars, pot conduce campanii de măsurători și chiar campanii de comparare a instrumentelor.